local la Omega când eram la liceu și cel mai înfricoșător lucru care mi s-a întâmplat acolo a fost și cel mai terifian lucru care mi s-a întâmplat în viața mea. Într-o seară, deosebit de liniștită, eram încă mahmur după o ieșire cu băieții la o băută cu o seară înainte, așa că nici măcar nu eram atent când acest tip a intrat în magazin. Am auzit ușa deschizându-se, i-am auzit pașii în timp ce se îndrepta spre teșghea și apoi, chiar când eram pe cale să ridic capul, să întreb ce vrea, a trântit ceva pe teșgheaua din fața mea. Îmi amintesc că primul lucru pe care l-am văzut a fost tropirea roșie de pe tricoul meu. Era alb și în momentul în care mâna lui a lovit teșgheaua, au apărut pe tricoul meu toate aceste pete mici roșii. Deja mă retrăgeam din cauza șocului de a fi lovit cu așa ceva, dar când am văzut ce tocmai a trântit lângă casa de marcat, m-am dat și mai mult înapoi. Era o limbă o limbă adevărată. Chiar dacă eram bibat în sânge, am putut recunoaște creasta adâncă care curgea pe la mijlocul ei. Sună ca un clișeu când mă gândesc acum, dar acum știu la ce se referă oamenii când spun că au înghețat de frică. Totul a fost un asalt asupra simțurilor mele și cred că mi-a scurcircuitat mecanismul de luptă sau fugă până în punctul în care nu am mai știut ce să fac. Apoi, Privirea tipului care se uita la mine, atât de calm, dar intens, cu ochii atât de mari și de neclintit, încât parcă nu avea ploaie. Abia când a vorbit, am găsit voința de a mă mișca, și tot ce mi-a spus a fost să sun la 112. Am fugit în birou din spate, am încoiat ușa în urma mea și am sunat imediat la poliție, în timp ce îl priveam pe tipul ăsta, pe camerele de la vedere, cum stătea acolo, la casa de marcat. Nu se mișca deloc părea doar să se uite în jos și să se holbeze la mizeria pe care o lăsase pe teșghea și, având în vedere natura macabră a urgenței mele, o mașină de poliție cu doi polițiști au apărut afară în câteva minute. Tipul nu a pus niciun fel de rezistență când s-au mișcat să-l aresteze, doar și-a ținut încheieturile mâinilor și le-a permis să-i pună cătușele. Apoi i-a lăsat pe polițiști să-l ia. După ce a ieșit în siguranță din magazin, am ieșit din birou încercând să nu mă uit la ce era pe teșghea, apoi le-am spus polițiștilor tot ce știam. Evident, nu era mare lucru, dar în timp ce vorbeam cu ei, am observat că mai mulți polițiști înconjurau o mașină din parcarea de vis, -vis care avea încă ușa deschisă. L-am sunat pe managerul magazinului, mcdonalds de pe drum, spunându-le că polițiștii au fost nevoiți să închidă magazinul pentru că era o scenă a unei crime active. S-a grăbit să vadă ce se întâmplă, deși era ziua lui liberă și, după ce ne-am povestit povestiștilor tot ce s-a întâmplat, m-am dus acasă să mă relaxez și să încerc să uit această întâmplare. Din câte am auzit mai târziu, tipul se certase cu soția lui în timp ce conduceau pe undeva. Apoi, la un moment dat, a oprit brusc într-o parcare și a înjunghiat-o până la moarte. Apoi a tăiat limba și nu știu de ce a ales magazinul în care lucram ca să intre și, după a trântit pe teșghea, limba pe care i-o tăiase din gură. Mi s-a permis să-mi iau câteva zile libere de la serviciu, după toată povestea asta, pentru că nu puteam să mă întorc acolo atât de repede. Chiar și atunci când m-am întors, am fost tot timpul pe muche de cuțit și în primele două schimburi nu puteam să scap de imaginea acelei limbi însângerate care zăcea pe teșghea chiar în fața mea. Am lucrat la Omega care se afla chiar lângă campusul unei școli de artă, așa că, pe lângă toate gustările și băuturile, avem o mică secție de papetărie și țineam câteva lucruri în spate leteșghelei. Unul dintre lucrurile pe care le țineam în spate erau foarfeci, genul de foarfeci care sunt sigilate într-o carcasă de plastic, iar... Într-o zi, a intrat un client care se apropia de mine cu un suc și apoi m-a întrebat dacă poate primi o pereche de foarfece. Bineînțeles că am zis că da, așa că am scos o pereche pentru el, am scanat-o și am spus prețul pentru ambele articole. Dar în loc să scoată portofelul, a început imediat să scoată ambalajul din plastic în care era foarfeca. La început nu mi s-a părut prea suspect, adică m-am gândit că poate avea nevoie de foarfecă pentru a tăia o urgență minoră sau ceva de genul ăsta și că le va plăti după ce va tăia orice ar fi fost de tăiat. În schimb, odată scoasă din ambalaj, el a apucat muneru, de parcă ar fi fost un cuțit sau ceva de genul ăsta, s-a uitat direct în ochii mei și mi-a spus Aș putea să te omor cu astea, chiar acum. Știi asta?" Eram atât de uimită, dar nu știam ce să spun și știu că i-a plăcut privirea mea înfricoșată de pe fața mea din cauza felului în care a început să zâmbească. Tot ce am putut să fac a fost să-mi iau telefonul din buzunar și să încep să formez 112. Știind că nu aveam nicio modalitate reală de a mă apăra, singura mea speranță era că polițiștii vor ajunge înainte ca el să mă ucidă. Dar în momentul când am apăsat pe numere, m-am uitat în sus și l-am văzut îndepărtându-se de mine, râzând în sinea lui în timp ce ieșea din magazin. Am rămas pe linie cu 112 pentru o vreme, tremurând în timp ce le spuneam ce s-a întâmplat, iar când polițiștii au apărut puțin mai târziu, nu s-au grăbit, deoarece nu era o situație în curte de desfășurare. Un ofițer a văzut imaginile de pe camerele de supraveghere și a reișit că același tip făcuse același lucru în tot orașul, alegând fete care lucrau singure în magazine, înainte de a fura articole de bază, ca și cum ar fi avut același mod de operare de fiecare dată. Întotdeauna scăpa spunându-le fetelor că le-ar putea ucide cu ceea ce fură, fie că era vorba de un cuțit, de o foarfecă sau chiar și un pix. Dar, potrivit polițistului, nu a rănit pe nimeni. Dar polițistul mi-a spus că o să facă eforturi să-l prindă, pentru că simțeau că este doar o chestiune de timp până când va depăși limita și va răni pe cineva. Chiar dacă a întârziat să apară, polițistul a fost foarte util și liniștitor și mi-a dat numărul său de mobil pentru a suna direct data viitoare când va intra în magazin acest tip. Adică, cât de cleptoman notoriu trebuie să fii ca să ai un detectiv care să se ocupe de cazul tău și, deși nu am auzit nimic despre asta, după aceea, sper sincer că tipul nu a depășit niciodată limita și nu a rănit vreo fată cu obiectele pe care a ajuns să le fure. Unul dintre cele mai înfiorătoare momente din viața mea a fost în timp ce lucram la Mega. Magazinul era locat fix lângă o benzinărie. Într-o seară, un tip a intrat îmbrăcat la costum. S-a apropiat de unul dintre frigidere și a luat o tonă de cafea rece de la Starbucks. Cu mâinile pline de ele, s-a oprit la teșghea și le-a aruncat în fața mea. Mirosul de băutură de pe el era sălbatic și, în timp ce produce, am produse, l-am întrebat dacă a avut o zi bună sau una proastă. El a scos un râs foarte sincer și mi-a spus câte puțin din amândouă, apoi mi-a explicat că tocmai a ieșit de la tribunal și că a fost achitat pentru că l-a împușcat din greșeală pe unul dintre amicii lui de vânătoare, într-o excursie care a avut loc cu câțiva ani în urmă. Am fost atât de uimit, încât nu prea știu ce să spun. Am spus doar primul lucru care mi-a venit în minte, și anume că îmi pare rău. El a râs din nou și a dat din cap, apoi m-a întrebat Știi care este cel mai amuzant lucru?" Deși de deam din cap în timp ce eu luam cei 10 dolari pe care mi-a dat, înainte de -o la restul de la casă de marcat, mi-a spus, nu a fost un accident. Mă gândesc că aproape am scăpat banii pe podea când am auzit replica asta și nu doar replica, ci și privirea din ochii lui. Adică, știu că era criță, dar privirea aia era malefică. Apoi a început să râdă singur ca un nebun, în timp ce băga restul în buzunar și își lua toate cafelele reci de pe teșghea. A fost atât de surprins încât tot ce am putut să fac a fost să stau acolo și să-l privesc pe tip cu ieșea din magazin și se îndrepta spre mașina sa parcată. Apoi mintea mea a început să se gândească Te rog, urcă-te pe scaunul pasagerului. Te rog, urcă-te pe scaunul pasagerului. Dar nu, el s-a urcat direct pe partea șoferului, a pornit motorul și a plecat în grabă. Nu spun că am o memorie fotografică sau ceva de genul ăsta. Mai degrabă îmi repetam numărul de matriculare în timp ce luam telefonul și notam acolo. După, am sunat la poliție și ne-a spus că un șofer beat pe cap și am lăsat karma să-și facă treaba. Nu puteam să stau să fac nimic pentru că a la viața unei persoane și a scăpat, dar cu siguranță nu aveam de gând să stau deoparte și să-l las să ucidă pe altcineva ca urmare a faptului că a fost un idiot nesăbuit.